Bună seara! S-au încheiat consultările pe care le-am avut astăzi cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea formării unui nou guvern. Câteva concluzii. PSD și ALDE susțin că au în continuare o majoritate în Parlament. Aceste două formațiuni s-au prezentat împreună la consultări și au înaintat o propunere în persoana domnului Tudose. Partidele din opoziție, în principal, nu au avut propuneri concrete pentru poziția de prim-ministru, și din discuții nici nu a rezultat că ar exista o înțelegere politică între partidele din opoziție. Pe de altă parte, această criză prin care trecem, fiindcă este o criză politică, dăunează grav României, dăunează economiei românești, dăunează imaginii României în lume. Și opinia mea este în această chestiune că această criză trebuie terminată foarte repede. Trebuie să avem cât se poate de repede un nou guvern, un guvern care începe să rezolve problemele care au rămas nerezolvate, respectiv problemele care au apărut din cauza acestei crize care a pornit din interiorul PSD-ului. Așadar, luând în considerare toate acestea și având în vedere că este nevoie urgentă de un guvern, îl desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru care va avea discuții în zilele următoare și se va prezenta cu o echipă guvernamentală în Parlament. Eu solicit partidelor parlamentare, nu doar PSD și ALDE, să se apuce imediat de elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare în cursul acestei săptămâni.